problema este că este doar începutul. Va urma un drum lung și greu de 4 ani de zile. Eu sper la nivel de Consiliul Local să lucrăm normal. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, în care primarul s-a certat cu Consiliul Local, Consiliul Local s-a certat cu primarul, primarul s-a certat cu președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean s-a certat cu primarul și așa mai, și așa mai departe. Zeci de ploieșteni au participat luni după amiază la întâlnirea cu Mihai Polițeanu, primarul ales de către ploieșteni să conducă municipiul în următorii 4 ani. Lumea s-a săturat de ceea ce s-a întâmplat în ultimii, de fapt, mulți ani, nu doar 4 ani, dar hai să zicem 8 ani. Mihai Polițeanu le-a povestit oamenilor ce intenții are odată ce va prelua funcția de primar al municipiului Ploiești. Cetățenii au dreptul de a participa la ședințele de Consiliu Local conform legii. Ele sunt publice. Da, lumea nu știe că poate veni, cere și să participe la ședința de Consiliu Local. Lumea are voie să vorbească în timpul ședințelor de Consiliu Local. Privesc cu speranță că va fi mai bine și eu îmi doresc în primul rând mai bine pentru copiii noștri. Sunt cadru didactic, iar școlile și grădinițele au nevoie de mai bine, clar. Atât îmi doresc etapizat, dacă s-ar putea rezolva problemele. Mi se pare o abordare foarte serioasă, este foarte tânăr. Și eu cred că are capacitatea să colaboreze cu fiecare cetățean. Eu cred că va fi o schimbare pentru ploieșteni în bine, părerea mea. Ce ar trebui să facă domnul primar? Ce știe dumnealui cel mai bine pentru ploieșteni? Fiecare cu opinia lui și fiecare cu așteptările lui. Simțim că ne-am luat orașul înapoi și asta se vede inclusiv prin modul în care sărbătorim asta. Suntem o mișcare ieșită din comunitatea ploieșteană și acum ne reîntoarcem inclusiv prin a sărbători. Nu cred că e vot către mine pentru că am barbă, pentru că am ochelari sau pentru că am alte calități. E vorba că oamenii doresc, unu, să fie ascultați, doi, să existe un dialog real cu autoritatea locală, fie că vorbim de Consiliul Local sau de primar. Cred că ceea ce a făcut mai mult decât ceilalți contracandidați a fost timp de 2 ani, 2 ani și jumătate să am contact direct cu cetățeanul. Polițeanul promite că va fi aproape de cetățeni și că va urma etapizat implementarea platformei program pe care le-a prezentat-o ploieștenilor. Trei obiective. Un obiectiv care ține de îndeplinirea nevoilor de bază ale ploieștenilor și ploieștiului și este trist că vorbim despre acest lucru, că vorbim de probleme fundamentale cum sunt canalizarea, termoficarea, curățenia. Al doilea obiectiv este un obiectiv anticorupție și care are în centru banul public. Pentru că eu vreau să deconectez firmele de partid de banii ploieștenilor. Și al treilea obiectiv este un obiectiv aspirațional care ține de creșterea calității vieții în Ploiești. Și aici vorbim de zonă pietonală, ca să dau niște exemple, de zonă pietonală, de festivalul de muzică, film și așa mai departe. Mihai Polițeanu a petrecut mai bine de 3 ore stând de vorbă cu ploieștenii care i-au explicat acestuia fiecare în parte cu ce probleme se confruntă.